A devenit o obișnuință în România ca înainte de sărbătorile importante de peste an, comercianții să mărească astronomic prețurile. Se vede cu ochiul liber și se simte în buzunare că și anul acesta prețurile au început să o ia rasna pentru că ne apropiem de sărbătoarea Paștelui. Anul acesta, pentru că Paștele este sărbătorit la sfârșitul lunii aprilie, iar vremea a fost destul de caldă, miei vor fi mai mari spre bucuria comercianților. Astfel, în piață, un kilogram de carne de miel costă 22 de lei, iar pentru miel întreg, clienții scot din buzunar între 250 și 300 lei. Ireal de mari se dovedesc a fi și prețurile legumelor și verdesurilor. Salata verde, ștevia, loboda, ceapa și usturoiul verde, ridichile, sunt nelipsite de pe masa de Paște, deși prețurile lor sunt mai mari cu până la 20%. Cum vi se par prețurile? M-ați luat așa pe lei pregătite. Cum vi se par? Le accept pentru că știu că e foarte greu să muncești pământul și... Dar eu zic... S-au mai scumpit, cred că cu 2 lei, cam așa. Cel puțin la ceapă era 3 lei, 4 lei anul trecut. Dar față de perioada din afara perioadei pascale? Nu cu foarte mult. Nu, cu 50 de bani un leu maxim, dacă s-au scumpit. Cam chipărate prețurile, spre prea mari, mai ales în zona Paștelui acum, deci că spre prea ridicate, exagerate, într-un fel așa. Dai pe o legumă cât dai pe un chel de carne. Dacă a ajuns pătrunjelul la 25 de lei kilogram, cine a mai văzut una acasă? Și ne-a zis că majoritatea e păstărnacă în loc de pătrunjel. Pătrunjelul am găsit acum la 25 de lei, am luat 4 rădăcini și am dat 7 lei. Carnea de miel e 25-22, am luat o pulpă de spate pe, cu jumate de spate, așa, la 20. Și așa era trecută de termen, cum ar veni. Și ce e scump? Obișnuite, nu mi se par mai mari decât înainte de Paște. Dar sunt mai scumpe. Puțin. Da, într-adevăr. Într-adevăr, mi se par ridichile cam mai scumpe. Așa e înainte de Paște. Da, da. Carnea de miel, mie e foarte mici. Foarte, foarte mici. Am luat au fost 2 kg și ceva, 50 de lei. Deci 25. Da, 25, 26, 26. Acceptabile. Acceptabile. Da. Eu am luat din particular, n-am fost la hal aici, am văzut că e destul de scumpă și n-a 20 de lei kilogram, 20-25, asta e, până acum ne-am aprovizionat.